În ceea ce privește războiul din Gaza, domnule general, cum vedeți ce s-a întâmplat și care credeți că va fi deznodământul? Războiul, războiul din Gaza a început ca un act terorist a unei organizații teroriste la adresa statului Israel. Atentată din 7 octombrie. Și se va încheia cu o mare criză umanitară provocată de statul Israel civililor din Gaza. Deja există această criză ah. umanitară. Uh, el se va încheia dacă nu cumva Iranul va interveni direct în conflict, pentru că Iranul intervine și așa prin uh, atitudinea deci este un război proxy al Iranului cu Israelul prin diverse structuri Cele mai active e Houthi, cei din Yemen. Da, în Yemen, în Liban, în Siria, în toate țările din Orientul Mijlociu, da. Acum nu știu dacă Iranul are interesul să intervină direct. Va încerca prin, pe mâna uh, organizațiilor teroriste din Yemen să blocheze Marea Roșie și trecătoarea Ormuz pentru a crea o criză comercială în care afectează lumea întreagă. Exact, care afectează întreaga lume. Numai că, dacă acest lucru se prelungește, după părerea mea, foarte multe state din uh, Orientul Mijlociu se vor îndrepta, cel puțin diplomatic, împotriva Iranului, pentru că... Primul... Au, de, au de suferit toată. Primul uh, comerț care uh, are de suferit este comerțul cu petrol și gaze. Adică, adică comerțul la fel... cel mai important exact. al statelor din zonă. Exact. Și de aceea eu cred că uh, nu se va internaționaliza mai mult decât este. Pe de altă parte, Netanyahu, regimul Netanyahu ah. este hotărât. Să meargă până la capăt, nu da. știu ce înseamnă va capăt, merge până la și capăt. să rămână acolo. Va merge până la capăt regimul Netanyahu și Netanyahu are interesul să prelungească cât mai mult acest conflict. De da, ce? Să salvează De politic. De ce? Pentru că la încheierea conflictului, Netanyahu și guvernul lui Trebuie să plece. va avea soarta pe care a avut-o primul ministru și guvernul uh, Israelului uh, după războiul de șapte zile. După Iom Kipur, au trebuit să părăsească Corect. locul. Același lucru se va întâmpla și cu Netanyahu și guvernul Părăsesc lui? Părăsesc guvernul, numai că a, a. ei rămân... Astea sunt intențiile și asta au declarat și asta se vede vor să rămână totdeauna în fâșia uh, sau să rămână până una alta pe timp nelimitat în fâșia Gaza, să nu ducem pentru totdeauna și să nu mai lase administrarea fâșiei Gaza pe mâna autorității palestiniene și așa mai departe. Uh, nu? Acolo lucrurile uh, uh, confruntările în Orientul Mijlociu nu se vor încheia azi, nici mâine. Pacea din Orientul Mijlociu este un obiectiv foarte greu de îndeplinit. Toată lumea este de acord că unica soluție acolo este existența celor două state cu care Israelul nu și Israelul e, și Palestina. Nu de acord. Netanyahu nu e de acord uh, și nici nu o să fie. Așa. Uh, și cred că asta este o, o chestie care nu se va soluționa foarte curând. Conflictul dintre Israeleni și palestinieni. În acel teritoriu. Pentru izraelieni este foarte complicat să se revină teritorial la hotărârile internaționale din la 48. Oz? Că dacă ziceți de Oslo, nu? Uh, pentru palestinieni nu va despărea niciodată obiectivul ideea de stat palestinian. De-i goni în mare pe uh, izraelieni. Și de aceea Până nu uh, se gonească în mare, e ideea statului Trebuie palestinian să ne aducem, ca, trebuie care... să ne aducem aminte că conflictul dintre ei acolo uh, durează din vrem biblice. Când uh, cei doi copii, cei doi frați ale acelui aștată de la două mame, unul a fost păstrat în cort și unul aruncat în deșert. Și de atunci și până acum, conflictul dintre cele două grupuri de populații care s-au dezvoltat din cei doi copii, nu s-a încheiat niciodată. Bun, dar până una alta, până să, arunc, până să ajungem la aruncatul mare, cu toată, să spunem, presiunea internațională, cu toate că în ultima vreme nu am mai văzut așa ceva, să Cu toată presiunea internațională, ideea de două state e atât de departe cum n-a fost niciodată. Cel puțin asta se vede astăzi. Asta se vede din atitudinea guvernului Netanyahu. Din atitudinea internațională se vede altceva. La nivel declarativ, domnule. La general, nivel declarativ. Da. Păi mai devreme sau mai târziu, declarațiile încep să prindă... Da, bine ar fi, da. sau bine ar fi să se întâmple așa, dar numai că vedem la nivel declarativ administrația Biden a spus una, și când a fost vorba de un vot pentru încetarea focului în Consiliul de Securitate, cu drept de veto, a votat da. împotriva. Eu vreau să mai spun un singur lucru pe un subiect pe care n-am avut timp să-l da. abordăm. Care? Harta publicată de... sau care circulă... A, care? Așa. Cu care, a venit Medvedev, uh, sau da, cu care a venit Medvedev? Da, cu uh, care a venit Medvedev. Sunt foarte mulți trăitori în România uh, care când văd o asemenea hartă, aplaudă, spunând, băi, ne luăm și noi, ne reluăm drepturile asupra Teritoriile noastre, Bucovina de uh, Uitând, oamenii în general uită că dreptul istoric este lipsit de importanță în fața dreptului, dreptului internațional Care reglementează suprafețe, teritorii, spații, departe, da. relații și așa mai departe Deci noi românii ar trebui să avem o atitudine rezervată Nu trebuie să uităm niciodată că frații noștri sunt trăitori în Basarabia Sunt trăitori în Bucovina de Nord, în Herța și așa mai departe Nu trebuie să uităm în asta În uitat Trebuie... Dar, băi, ruși Aha. Sudul Aici uh, am trebuie să avem o singură pretenție. Ca acestor frații ai noștri, statele să respective, le să le respecte drepturile care se cuvin minoritarilor. Hmm. Atât și nimic altceva. Noi nu mai putem avea pretenții teritoriale. Hmm. Pentru că dacă noi avem pretenții teritoriale. Și nu înțeleg un lucru. Uh, de ce ne ducem mai mult cu mintea către nordul Bucovinei și. Uh, Ținutul Herței și uh, Basarabia, uh, și niciodată n-am auzit pe nimeni gândindu-se la județele din sudul Dobrogei, care sunt acum la bulgari, care au fost totale României. Nim pe nimeni n-am auzit referindu-se la ele. Pentru mine asta întrebare. Pentru nu că semn nu e război în Bulgaria <laughs> și pentru că nu vine un medvedev de nu știu unde să spună uite, România trebuie, acum se împarte Ucraina cu Ghilimea de Rigoare. Oricum, pe mine m-a deranjat foarte tare acum, mă rog, făcând caz de necaz într-un fel, harta făcută de ăsta de medvedev. Că și-a luat el sudul Basarabiei, adică tot ceea ce a ținut în urmă de pus, România. Am spus de multe ori, geografia creează războaie.